Horoscopul zilei de 10 septembrie. Berbec. Berbecii sunt sfătuiți să experimenteze lucruri noi și să țintească spre cele dorințe pe care în ultimii ani le-au trecut pe plan secundar. Frica este singura care te oprește, pentru că în rest ai tot ce îți trebuie pentru a fi împlinit. Nu ai nimic a pierde în afară de timp, iar pe acesta nu îl vei putea recupera niciodată, așa că nu mai sta pe gânduri și merge înainte cu încredere. Taur. Taurii sunt toată ziua pe fugă, preocupați să rezolve o sumedenie de probleme și să pună lucrurile în ordine. S-ar putea că ziua să fie grea și plină de provocări, însă măcar vei avea satisfacția de a fi făcut ceea ce trebuie atunci când trebuie. Iar asta te va ajuta cu siguranță pe viitor, chiar dacă acum distracția pare a fi prevăzută pentru altcineva. Gemeni. Sentimentele negative pe care geminii le aveau față de o persoană se transformă încet, dar sigur, în simpatie. Toate cele impresii din trecut au fost doar rodul prejudecăților, dovada faptului că niciodată nu trebuie să judeci pe cineva după aparențe. Dacă ai ocazia, spune acestei persoane experiența prin care ai trecut, s-ar putea să legi o frumoasă și trainică prietenie. Rac. Astăzi intri în conflict cu o persoană cu autoritate și veți putea ajunge la un compromis doar dacă vă așezați la masa negocierilor, dispuși fiind să faceți compromisuri. Nu uita că ei au mai multă nevoie de tine decât ai tu de ei, așa că poți profita puțin de situație. Ești într-o poziție de invidiat și dacă știi cum să joci jocul negocierilor, vei ieși învingător. Ai grijă însă să nu exagerezi. Până la urmă, o negociere presupune ca fiecare să lase puțin de la el, cât să fie toată lumea fericită. Leu. Ești dornic să afli cât mai multe despre persoana care te preocupă în ultima perioadă și cu care îți dorești o relație. Deși e de înțeles până la un punct, nu neglija pe ceilalți. Fii atent la toate relațiile din viața ta. Iubirile noi sunt încântate, aduc emoții și trăiri inedite, dar prietenii vechi care te cunosc cel mai bine sunt cei care te pot echilibra. Nu-i da la o parte atunci când ai cea mai mare nevoie de ei. Fecioară. Zi aglomerată, cu multe discuții interminabile și planuri de pus la punct. Din fericire, te bucuri de o minte limpede zilele acestea, așa că e suficient să acorzi mai multă importanță detaliilor ca să rezolvi totul până la lăsarea serii. Amână discuțiile în care alte persoane îți cer sfatul pe o problemă anume, care nu te vizează în mod direct. Fă din nevoile tale prioritate maximă. Balanță. Lasă latura altruistă să iasă la iveală. Este de dorit să ajuți pentru a avea o lume mai bună. Ai timpul și energia. Tot ce îți mai trebuie este cauza. Spune-le celor din jur că ești dispus să dai o mână de ajutor dacă au nevoie. Sunt șanse mari să fii implicat în ceva captivant și plin de satisfacții până la finalul zilei. Fie că este vorba să ajuți pe cineva să-și aleagă o nouă ținută sau să se simtă mai bine, îți va plăcea să te simți util. Scorpion. Ai muncit din greu să eviți un conflict cu cineva la care ții, dar azi s-ar putea să simți că efortul depus pentru acest scop să fie mai mult decât poți duce. Trebuie să te pregătești pentru posibilitatea că vă veți certa. Nu trebuie să-ți fie teamă, trebuie doar să fii pregătit. În primul rând, concentrează-te pe fapte, fă-ți temele și înarmează-te cu dovezile de care ai nevoie să-ți susții punctul de vedere. Săgetător. Așa cum copiii au nevoie de organizare în viața lor pentru a excela și adulții au nevoie la fel. Marea întrebare este dacă ai tu suficientă. Dacă nu ai un calendar sau măcar un plan succint, riști să te abați de la misiune și să realizezi puține lucruri. Este prea multă dezordine în viața ta acum și te vei lăsa foarte ușor distras dacă nu ți setezi prioritățile. Fă-ți timp azi pentru a pune la punct detaliile și pune lucrurile în ordine. Capricorn. Unii nativi ai zodii Capricorn vor să impresioneze persoanele din jur cu istețimea lor, poate chiar pe cea ființă care le-a furat inima. Te simți în mare formă și planul tău este să revii în centrul atenției, chiar dacă asta presupune să ieși din zona de confort. Și bine faci, pentru că s-ar putea ivi ocazii unice în dragoste, fix atunci când te aștepți cel mai puțin. Vărsător. Vărsătorii ar face bine să spună ceea ce simți și ceea ce îi deranjează. Nu mai trece cu vederea lucrurile care îți fac rău, pentru că se vor repeta. Ia atitudine și vei avea surpriza să constați că oamenii ascultă cu atenție atunci când cineva vorbește liber și fără constrângeri. În plan financiar vin bani de unde te aștepți mai puțin.
pești. Unii native zodii pești ar fi bine să se pregătească sufletește pentru că s-ar putea să aibă parte de surprize uriașe în plan sentimental. Sfatul astrelor pentru tine este să spui ce ai pe suflet, pentru că oricum ochii nu știu să mintă, iar dragostea să aștepte. În plan financiar sunt ceva probleme, însă lucrurile se vor rezolva curând. O soluție ar fi să încerci să găsești o sursă alternativă de venit, o nouă colaborare.